Reprezentanta județului Buzău în divizia a doua a voleiului românesc a încheiat anul cu o înfrângere. Jucătorii antrenați de Marian Boldișteanu au demonstrat că au avut puterea de a învinge CSM Suceava, însă eforturile baliștilor de la Dacia s-au dovedit în zadar în fața unui arbitraj care nu le-a dat nicio șansă. În echipa de seniori a avut sâmbătă trecută meci la Suceava, un meci destul de dificil, un meci foarte echilibrat care zic eu că s-a terminat 3-1 în favoarea celor de la Suceava datorită unor mici probleme de arbitraj. Buzoienii nu au avut deloc viață ușoară în Moldova. Partida dificilă și presiunea publicului au fost asezonate de un arbitraj care a favorizat gazdele, factorii care în ecuația partidei de sâmbătă s-au dovedit decisiv pentru ca sucevenii să se impună cu 3 la 1. Este ciudat că la Suceava arbitrează mereu același arbitru, lucru care se întâmplă foarte, foarte rar la volei, dar ce putem spune? În hârtii scrie Suceava Buzău 3-1. Buzoianii își vor continua pregătirea la sala CSS, urmând ca pe 16 ianuarie să dispute următoarea partidă din campionatul diviziei A2 în deplasare în fața celor de la Știința București.